consider ca să luați legătura cu fica dumneavoastră? Nu am făcut că este în aparat, în București și n-am putut nimic să... Cu bunica, cu fostul soț, ați încercat să discutați? N-am încercat că n-am luat legătura, că nu mai am fost de la ei de 16 ani. Ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani? Eu am zis, bă, îmi dai fata și rămâi cu copilul, ca să nu... Nu a vrut. Aia, tu stai cu copiii amândoi. Dacă tu vrei să ții copiii amândoi, ieși și chestie. Și de atunci a zis, ei mi-a zis să nu mai vin aici. Și de atunci nu mi-am luat legătura cu ei. Că am vrut să mă duc să-i văd de mult am vrut să mă duc. Dar dacă ei a zis să nu mă duc la ei, nu. Și acum când ați aflat, doamnă, că iată, e în stare gravă, se zbate... Da, doamnă, știu, doamnă, dar n-am cu ce să mă duc la ea acum, că eu mă aduce și acum. Scuze, eu și eu acum mă aduc la ea. Dar ea a fost luată de protecția copilului la un moment dat, atunci nu v-au căutat cei de la protecția copilului? Nu, acum, săptămâna trecută, luni și marți, a venit cu... de la direcție cu Ștefoi ca să-i dau declarație. Întrebat pe doamna. Declarație? Ce v-au întrebat? Nu m-am întrebat. M-am întrebat că a intrat criminalul ăla peste ea. Și ce declarație? Ce ați declarat? Nimic. Ce v-au întrebat? Nimic.